regăsit, dragi telespectatori! Continuăm călătoria printre dosarele vremii. Invitatul nostru în această seară este domnul profesor universitar dr. Ion Bitoleanu. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Și noi suntem onorați să vă avem printre invitații emisiunii Călător printre dosarele vremii. Pentru început, v-aș propune să discutăm câte ceva despre neamul citachilor. Știu că sunteți unul dintre istoricii dobrogeni care ați aborda și această problematică a existenței citachilor în Dobrogea. Cum bine cunoașteți, din anul 1651, călătorul turc Evliya Çelebi întreprinde o serie de călătorii în Dobrogea și în scrierile sale amintește și despre neamul citachilor. Și el spune, vorbind despre neamurile tătarilor din partea septentrională a Dobrogei, el adăuga, citez, afară de aceștia mai sunt și neamurile dobrogenilor. Sunt de neam citachi, născuți din amestecul tătarilor, al bulgarilor, valahilor și moldovenilor. La început i-au descins din oastea lui Suleiman Pașa, fiul gaziului Orhan. După aceea, Bayezid Ildırım a colonizat aceste locuri cu tătari. Mamele lor, fiind bulgăroaice, valahe și moldovence, ei au devenit, pe urmă, citachi. Am încheiat citatul. Păi, dumneavoastră a spus cam tot ce aveam eu de spus. Evliya Çelebi, un călător care a însoțit expedițiile turcești în partea aceasta a lumii, inclusiv în Dobrogea, a surprins un moment tulburător de osmoză etnică. El a și precizat că este vorba de tătari, care știm că după ocuparea Dobrogei de către Imperiul Otoman au colonizat masiv această regiune, unde au găsit, cum însuși cronicarul afirmă, neamuri creștine, valahi, moldoveni, bulgari. Valahii aceștia și moldovenii, prin valahi înțelegând locuitorii români din Muntenia de astăzi, pe care o numim noi așa, îi regăsim și sub denumirea de dicieni, adică cei mai vechi locuitori ai Dobrogei. Și din acest amestec, iată, a rezultat acest neam misterios, citachi. Cât este adevăr și cât este legendă în ceea ce privește prezența citachilor în Dobrogea? Păi, eu zic că adevărul prevalează, în sensul că știm cu siguranță că această provincie a fost locuită din vechii, care a fost prima dintre pământurile românești care a fost romanizată puternic, să găsim și prin fenomenul transhumanței, adică a pendulării acesteia multiseculare a mocanilor, păstorilor din Transilvania, din pământurile românești nord-dunărene, aici în Dobrogea, unde clima era mai bună, mai blândă și unde vedeau cu turmele lor pe timp de iarnă. Așa încât revin la ceea ce afirmam, că adevărul n-aș putea să le exprim în procente, prevalează. El mai spune ceea ce trebuie să reținem, că era o populație blândă și primitoare și că primea cu multă căldură. Cu multă căldură, așa, și cu ospitalitatea specific românească, dacă vreți, iată, au moșterit acest citachi, această trăsătură respectivă. Dar, permiteți, eu vă propun ca despre configurația etnică a Dobrogei, despre multiculturalismul și multilingvismul de aici, pentru că este foarte importantă și interesantă, să vă gândiți la o emisiune viitoare. Sigur că da. V-aș mai adresa o întrebare. Ce ar trebui făcut, ce ar trebui întreprins pentru mai buna cunoaștere a realităților dobrogene din timpul stăpânirii otomane? Știm foarte bine că istoricii apelează în mod special la mărturiile călătorilor străini. Cred că a venit momentul să întreprindem campanii de cercetare în arhivele de la Istanbul și cele de la Sofia, pentru că până în prezent ne bazăm
mai mult pe bază, mărturiile cronicarilor străini care au trecut prin Dobrogea. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, prin funcția pe care o dețineți de director al Arhivelor Statului, că nu cercetătorii au rămas datori cercetării acestor arhive, ci faptul că ele sunt aproape, după știința mea, mai ales cele otomane, sunt inabordabile, nu sunt deschise cercetării. S-au făcut demersuri, după câte La înțeleg, Istanbul da? nu sunt probleme și cred că nici la Sofia. Însă avem o altă problemă, aceea lipsei de specialiști în Da, paleografie osmană și da. eu am insistat asupra creierii, chiar la Constanța, unui centru de osmanistică, unde să Da. formăm specialiști care să poată studia aceste documente aflate la Sofia și la Istanbul. Am avut câțiva care cunoșteau limba și mai ales vechea scriere arabă, Osmană, așa. turco-osmană, da. Și sigur că ar trebui o nouă generație tânără care să poată să o facă Cu pasiune și cu cu pasiune interes, și cu, sigur. da, și cu pricepere, așa. Da. Dar asta nu este rău, pentru că lăsăm și generațiilor viitoare ce ar fi ca noi să venim cu toate adevărurile și cei care vin după noi să nu mai aibă ce studia și ce descoperi. Sunteți unul dintre istoricii care a scris mult despre Dobrogea. Mult. Eu vă propun ca într-o emisiune viitoare, că n-a intrat vremea, nu este așa, să revenim asupra Sigur, sigur, acestei probleme a sigur. componenței etnice Mă a onorează Dobrogei. propunerea și sper să se și materializeze. Revenim la discuția noastră de astăzi despre oameni și locuri din Dobrogea. Sunteți un dobrogean autentic, a spune, prin locul nașterii. Sunteți născut La castelul, la Castelul, în localitatea Chiostel, cum îi spuneau. Chiostel, da, al cărui, cum se spune, fiu al satului am fost declarat. Am trecut apoi prin comuna Peștera, având în vedere profesiunea tatălui meu, care a fost șef de post de jandarmi, pe urmă prin Megidia, al cărui cetățean de onoare sunt și sunt onorat de această calitate care mi se atribuit. Deci, am studiat, am și scris câteva lucrări modeste, istoria românilor dintre Dunăre și Mare, istoria Dobrogei, Dobrogea, vatra creștinismului românesc, tradiții navale românești, o istorie a marinei militare. Deci, revin la ceea ce ați afirmat și o confirm cu mândrie că sunt mândru că sunt dobrogean, sunt fiu al acestor locuri. Da. Cum ne spuneați, v-ați născut la Castelul. Știm foarte bine perioada de dinainte de 1878, mă rog, populația majoritară era totuși cea turco-tătară. Vine momentul reintegrării Dobrogei la statul român, da, data de 14 noiembrie, când armatele române trec de la Brăila la Măcin în Dobrogea, la Constanța ajung la data de 23 noiembrie 1878 și practic vorbim de reintegrarea Dobrogei la statul român. Se reinstalează practic armata în Dobrogea, dar și administrația românească. Potrivit mărturiilor documentare, între 1884-1885, cei mai mulți proprietari de teren din localitatea Castelul erau musulmani, etnici turcotătari. Ulterior, vom vedea că structura etnică a celor care dețineau suprafețe de teren la Castelul s-a modificat și avem numeroase familii de etnici români care fuseseră împroprietărite la Castelul. Deci, iată că treptat, să zic eu, structura etnică a Dobrogei se modifică în favoarea românilor care vor deveni majoritari. Familia dumneavoastră, nu știu dacă este venită, era la momentul 1878 în Dobrogea. Din câte discutam, parcă îmi spuneați că au venit ulterior aici, în Dobrogea, nu? Păi, noi suntem un pic de citache, așa, pentru că bunicul matern este bulgar.
al tatăl meu a fost oltean. Și vă Da. imaginați ce a ieșit din ce scânteie din această înrudire. Și eu sunt dobrogean și tac, na, dacă vreți așa. Deci să înțeleg că la momentul 1878 familia noastră se afla aici la castelul sau... 1878, Da. La momentul... nu, la Da. Ceamulia de Jos. La Este Ceamulia de vorba Jos. de bunicul din partea Din mamei. partea mamei, da. Și știți că pe urmă, în 40, au Da, fost ca urmare lăsați cu a prietenii. schimbului Da, asta de este, da, populație. un alt aspect. Poate să-l dezvoltăm cândva, Sigur. amintiri legate de acest aspect. Acum, emisiunea aceasta, când m-ați întrebat, eu i-am zis așa, oameni și locuri din Dobrogea, așa cum am cunoscut eu locurile și oamenii respectivi. Haideți să vedem. Dacă mi-i îngăduiți eu și generația mea, mă întorc un piculeț. Prin anii 60, așa, elevii la Liceul Mircea fiind tineri naivi, așa, ne întrebam, oare o să apucăm noi anul 2000? Mi se părea un tărâm îndepărtat acest an 2000. Și iată cum am devenit generația mea, a noastră, a mea, pe care o pot s-o caracterizez ca fiind trecători prin 2 secole și 2 milenii. Așa și este. Adică secolul al 20-lea și al 21-lea și mileniul 2 și mileniul 3. Iată un moment de răscruce foarte interesant pe care la 100 sau la 1000 de ani îl apucă o anumită generație. Și rememorând așa viața pe care am trăit-o, anii pe care am trăit, am apucat trecerea de la capitalism la socialism. Trecerea de la socialism la Capitalism. capitalism. Și acum suntem într-o perioadă incertă, așa, de, cum îi spunem noi, de tranziție, pe care, să-i fie țărâna ușoară Silviu Brucan, o estima ca durată cam la 20 de ani. Iată că ea Se prelungește. se prelungește așa și nu știm cât o să mai dureze. Și aici revin la sfatul unui înțelept care spunea așa, nu te întoarce niciodată din drumul ales, chiar dacă el nu duce nicăieri. Foarte interesant. Așa că suntem condamnați să ne urmăm drumul nostru. Dar națiunea noastră are o istorie de câteva sute de ani, cum au altele din lume și mult mai mari decât noi, numărate în 200-300 de ani. Noi suntem aici și nu devin romantic Sigur. de câteva milenii. Așa că eu sunt optimist în legătură cu viitorul. Ce am apucat? Un război mondial, cel de-al doilea război mondial, cu tragediile lui umane. Țin minte, eram aici la Brăteanu, locuiam, și în fiecare noapte auzeam prin 43-44, mai întâi, alarma pentru bombardamentele rusești de scurtă Da. durată, pe urmă cele anglo-americane care urmăreau să distrugă bazinele acestea de petrol pe care le știm Este da. traversând cu trenul aici. Am apucat cu tremurul din 1940. Eram la Ceamulia când familia bunicului se pregătea să plece strânseseră și țin minte cum un felinar care dădea o lumină slabă, așezat pe un cufăr care trebuia să plece, a început să vibreze aproape să cadă. Așa de cumplit a fost cutremurul respectiv. Am apucat seceta din 1946, când oamenii mureau literalmente pe marginea drumului și n-aveai cum să-i ajuți, pentru că dobrogenii înșiși care, mă rog, mai avuseseră ceva, dacă aveau pe masă o bucată de turtoi, nu știu dacă știți dumneavoastră ce e asta, turtoi. Nu, Da. n-am. Este un fel de, na, de mămăligă așa, dar mai vârtoasă, pe care o drămuiam ca să ne ajungă.
Prin urmare, am traversat vremuri cumplite, i-aș putea să spun, generația mea. Haideți să revenim totuși la primii ani de copilărie, cei de la Castel. Într-un document din anul 1935, deci cu un an înainte de nașterea dumneavoastră, am identificat o informație extrem de interesantă. Mă rog, în data de 14 august 1935 s-a descoperit în apropiere de gara Dorobanțu, în arealul totuși comunei Castelu, s-au descoperit doi morți. Și primăria a trebuit să se ocupe de înhumarea lor, mă rog, au alocat suma necesară în buget și iată că toate aceste chestiuni sunt cuprinse într-un proces verbal al ședinței Consiliului Local Castelul din 14 august 1935. Ne spuneați, v-ați născut în anul 1936 la Castelul. Haideți să vedem. Ce vă mai aduceți? Ce vă mai amintiți de primii ani din viața dumneavoastră de la Castelul? Dacă mi îngăduiți, sigur, să reiau un piculeț șirul povestirii mele. Deci am evocat câteva momente dramatice, tragice, le-aș putea spune. Interesant este că generația mea, eu, am fost contemporan cu Stalin, cu Hitler, cu Churchill, cu Roosevelt, cu Gheorghe Gheorghiu Dej, cu Nicolae Ceaușescu și etc. Așa, nu mai vorbesc de cei care sunt în viață. Haideți să vă evoc două momente însemnate al acestor schimbări extraordinare din viața mea și a generației mele. Intrasem în război alături de Germania nazistă. Ne pute relaxe, da. Da. Și odată, lângă postul de jandarmi, al cărui șef era tatăl meu, s-a oprit o formațiune din astea de tunuri grele nemțești, trase de niște cai talpazan, le spuneam noi, pentru că erau foarte puternici. Și cum era timpul frumos, garnizoana campa în niște corturi, așa, și seara am auzit o melodie pe care apoi știu că am aflat că se numea Lili Marlene, cântată la muzică. Celebra Lili Marlene, da. Nu, n-am voce, dar suna așa. La 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 nostalgic, se gândea la familia lui probabil de acasă și a desfăcut, vă interesează foarte lucrul acest? Subiect, a deschis o cutie de conserve de pateu de ficat de gâsc. N-am mai mâncat în viața mea așa bunătate și cred probabil că nici n-am să mai apuc. Asta era înainte de cotodonului. Pe urmă s-au schimbat lucrurile. Au venit tovarișii sovietici în convoaie extraordinare. Am uitat să vă spun că ne retrăsesem la Societul în Oltenia, unde erau bunicii din partea tatălui, pentru că casa în care am locuit noi fusese bombardată și ne-am retras acolo la adăpost. Și într-o zi din coloanele acestea de tancuri, de tanchete, de așa, au oprit, că veneau și în căruțe trase de cai. Au oprit și a intrat în curtea bunicului, bineînțeles fără să ceară voie, niște tovarăși cazaci, așa, au făcut un foc mare și au început unul să cânte la acordeon și el să joace cazaciocul, bineînțeles. Iarăși copil fiind, m-am apropiat de ei și unul a zis: a, rebiată, ai disul, da, și m-a luat în brațe, m-a pupat. Și ăsta se gândea probabil la copiii lui de acasă. Da. Și ce faci? Merge la căruță, dă deoparte un covor, două, trei,
din astea scumpe, așa luate, știu eu, de prin casele boierești, avea la mână 1, 2, 3 ceasuri, așa, nu știu dacă știți că se spunea, davai ceas, davai palton. Și așa. Și a tăiat o hartă, o jumătate de porc sângerând așa acolo între povoarele astea, a tăiat o hartă, le-a pus într-o țepușe și m-au ținut acolo, mi-au dat să mănânc. Țin minte iarăși ca o scenă interesantă, cum având în vedere această succesiune de personalități pe care le-am cunoscut, de la Stalin, Hitler, la Roosevelt, la Churchill și așa mai departe, cum Constantin Tănase, marele comic așa, da, de la Cărăbuș, de la București, cânta un cuplet, așa, da, care printre altele spunea ține Lelio cu Roosevelt. Adică Roosevelt, președintele, da, Roosevelt, dar cu apropierea dintre cele două, așa, ieșea altceva și, bineînțeles, că oamenii râdeau. Se amuzau de ce puteau. Revenind, uitați că gândurile sunt cam... Este foarte bine, sigur. Da. Am constatat generația mea că afirmația că transformările climaterice și ale naturii se fac în zeci de mii de ani sunt false. De ce? Asistăm, de fapt, la timpul nostru, la două anotimpuri, iarna și vara, cu o scurtă lună acolo de tranziție dintre vară și iarnă și dintre, cel puțin, Dobrogea, așa stau lucrurile. Dar s-au schimbat și oamenii. Iată... De ce spuneți asta? Păi mă refer la mine, de exemplu. Păi eram, când am venit în Constanța, un tânăr profesor, Chipeș, așa, la care fostele mele eleve și studente, acum bunici la rândul lor, mi-au mărturisit, deși prea târziu, așa, cât de mult le plăcea profesorul lor de istorie. Eu am avut însă relații principiale cu elevele și studențele mele. Nu, singură... nu cum se întâmplă astăzi, nu? Sau cum? S-a exagerat. Cu o singură derogare. Nevastă mea. Deci v-ați încălcat principiile până la urmă. Principiile în sensul că de a fi, cum am spus, de a mă purta principial cu toate. În sensul că una dintre ele... care mi-a fost soție, elevă și pe urmă studentă, mi-a devenit soție fidelă și alături de care am o familie fericită cu copii și cu nepoți, așa. Apropo de asta, dacă îmi dați voie să fac o paranteză, mă rog, sigur. Astăzi familia tradițională este primejduită de sintagma de relație. Auzim mereu că au avut o relație care a durat 2 ani, 3 ani sau 4 ani. Așa, din care nu mai rezultă urmași copii și am cunoscut oameni care se căiesc acum la bătrânețe, că la vârsta aceasta nu au pe nimeni, nu au nici copii, nu au nici nepoți. Și trebuie să ne pună pe gânduri așa. Ce înseamnă familia tradițională acum 60-70 de ani? Păi familia tradițională urma angajamentul din fața notarului la așa la stare civilă, la statara civilă și a preotului la comunia religioasă că vor fi parteneri credincioși, cum se spune, până când moartea ne va despărți. Cam asta era. Sigur că și în familii erau momente de cumpănă, de neînțelegeri, și am să mai revin la un aspect pitoresc în această privință. Da. Deci cam așa erau solidară în muncă, în întreaga viață și unită sufletește prin urmașii respectivi, acolo unde vin copii și familia se sudează puternic.
Dar eu vorbeam de schimbările acestea care sunt percepute. Nu numai în ceea ce privește anotimpurile așa, dar iată și natura aceasta în Dobrogea a cunoscut transformări. Iată, mă refer de exemplu la faună. Când eram eu copil, da, în Dobrogea se mai puteau întâlni și destul de multe hălăduind pe câmpii dropii. Dropile acestea erau niște păsări aproape cât struțul de mari și erau comestibile și uite că nu s-a dus o politică de probabil și practicarea agriculturii cu mijloace mecanice a dus la dispariția unor specii. Dumneavoastră știți că foarte mulți oameni trăiau și din vânat, din vânătoare. Pentru că se... Și acum se vânează în mod organizat. Atunci cum se vână? Da. Pentru, nu aveau prea mulți arme de vânătoare, să știți. Erau puțin cei care aveau. Mi-aduc aminte că se secera grâul cu secerea. Da, da. Îl apucai așa și dădeai așa cu secerea și odată îți sărea iepurile de sub, de acolo, avea cuibul. Deci nu trecea cu mijloace de astea mecanice să distrugă, să le distrugă habitatul și așa mai departe. Erau plini de păsări, rațe sălbatice, gâște, vânat de tot felul. Dacă întindem încolo și spre județul Tulcea, că Dobrogea nu este numai Constanța și județul Constanța, mi-aduc aminte că am fost odată cu multe decenii în urmă la Jurilovca. Da. Și acolo câțiva lipoveni cu fratele meu care era inginer silvic la Babadag, am intrat cu un năvod din ăla așa, cu o lipoveancă care și-a suflecat nu spun eu, fără complexe fustele ca să nu se ude așa și am prins într-un sfert de oră vreo trei coșuri de nuiele de pești de toate felurile. Deci era o abundență de așa. Ei, acum lucrurile s-au schimbat. Iepurii nu mai sunt așa pe toate drumurile, peștii s-au mai împuținat și ei, de dropii nu mai vorbesc. Asta în legătură cu schimbările din natură pe care noi le percepem chiar în timpul unei vieți cum este aceea mea de câteva decenii. Haideți să vedem. Oameni. Oameni. Da. Oameni. Vorbeați de castelul. Da. La vremea copilăriei mele, când acolo am făcut clasa întâia. Pentru că ați făcut prima clasă la castelul, am identificat un document în arhivele, da, din Constanța, vorba de un proces verbal din 19 mai 1939 și era descris școala din castelul. Și localul propriu al comunei este situat pe șoseaua Cernavodă-București, la 200 de metri răsărit de localul primăriei și este descris, mă rog, școala cu două încăperi și așa mai departe. N-aș vrea să-i dau totuși citire documentului, însă este extrem de interesant. Eu am să mai revin la școlile pe care le-am făcut. În 1932, practic, vechiul local de școală a fost dărâmat. Când? În 1932. Și reconstruit altul, care am înțeles de la dumneavoastră, nici acesta nu mai există, m-am din nefericire. M-am dus acolo să văd clasa unde am făcut și am văzut că a dispărut. Spise, s-a construit o școală nouă și modern. Dar o să mai vorbesc, dacă o să-mi gândesc despre școli. Da. Așa. Păi vorbeați de școala din castelul, da, și de primul an de școală. Ce vă amintiți din primul an de școală de la castelul? Cum? Păi îmi amintesc, de exemplu, eu vreau să revin la școală, dar îmi amintesc, de exemplu, că scriam pe tăblițe de gresie sau cum e? De lut, am înțeles. Nu, de... Eu n-am prins, nu știu. N-ați prins, nu. De gresie, era de gresie așa, cu o ramă de lemn și cu condei de piatră și cu un burete
legat de ea ca să putem să ștergem. Și aia scriai pe tablița asta, ștergeai cu buletele, iar scriai, iar ștergeai. Îmi pare rău că nu mi-am păstrat eu tablița aceasta. Așa cum îmi pare rău că nu mi-am păstrat matricola de la liceul Nilcea pe care l-am terminat, așa, și șapca respectivă. M-aș fi dus la întâlnirea cu, anuală cu colegii mei, cu matricola și cu șapca, da? Nu mi-a dat în gând să fac așa ceva. O să mai revin la școală dacă îmi îngăduți. Haideți să vedem. Revenim la discuția noastră despre oameni din Dobrogea. Da. Ziceați de castelul. După venirea mea pe lume, configurația etnică s-a schimbat radical. Acolo, nu știu dacă mai erau mulți musulmani din 1936 și în 40 erau. Structura așa s-a modificat substanțial, da, sigur. Cât privește peștera, unde am făcut clasele 3 și 4, așa, 2, 3 și 4, satul era împărțit în două. Erau numai români aproape, aproape numai români. Erau mocani și cojani. Mocani erau proveniți din Transilvania, se știe, veniți prin fenomenul transfumației și stabiliți aici. Și aici, sigur. Da? Cojani erau din regățeni, cum le spunem. Da, da, da. Și o să vedeți ce relații existau. Nu spun acum, pentru că am o altă parte în care am să vorbesc de relațiile acestea dintre mocani și cojani. Să vedeți cum evoluau. Da. Bun. Îndeletniciri, vă interesa? Sigur să spun că da, cum... sunt extrem de interesante. Ia să vedem. Așa. Discuțiile despre îndeletnicirile pe care le sigur aveau că, oamenii din acea vreme. Oamenii practicau agricultura, erau agricultori. Agricultura asta se practica cu mijloacele vremii, adică seara cu plugul tras de un cal în general sau de boi dacă țăranul respectiv era mai înstărit. Am să vă spun și ce exista în grajdul unei gospodării respective. Pe urmă, rarița și alte instrumente din acestea care tot așa erau folosite cu animale. Se cultiva de toate, grâu, porumb și să știți că și noi copiii, de când începeam să dobândim o anumită putere, și poate și dintr-o tradiție de a cultiva încă din copilărie munca, așa, să știe cât de greu se asigura viața, condițiile de viață. Mergeam, de exemplu, la cules porumb. Erau departe de sat la anul respectiv și de obicei luam apă în doniță și aveam, dar s-a întâmplat odată, vă spun, că apa s-a terminat. Era foarte cald când se culegea. Și atunci, siliți de împrejurări, a trebuit să bea, noi, mi-am inteles că așa am făcut, să beau apă din șanțul de la roata de la căruță, că plouase chiar se întâmpla așa. Da, așa se întâmpla. Deci erau momente din acestea destul de aspre legate de munca câmpului. Păstoritul. De obicei, oamenii aveau o văcuță, așa, am să mai revin, cei mai înstăriți aveau doi cai, uneori și doi boi, pentru că aceștia nu putea să fie înjugați numai unul singur. Da. Trebuia să fie doi, că jugul știți că avea două compartimente, așa. Pe urmă, viticultura. Pe dealurile de la Peștera, de exemplu, mai fiecare om avea o bucățică de vie acolo. Ce soiuri de... Nu erau, erau soiuri hibride, nu din acestea care se tratează acum. De-al minteri, trebuie să, generalizând așa, că
Nu știu cum Dumnezeu, nu exista atâta poluare ca astăzi. Acolo când vedeam un avion care trecea sau un, o mașină din astea a boierului din sat, dețineam după ea. Și atunci singurele tratamente care se făceau, la vii nici vorbă de așa ceva, că era strugul de, spun, hibrid, la grădina de legume, era piatra vânătă. Se strupea o dată pe an, nu erau toate chimicalele de astăzi, așa care, da. Pe urmă, creșterea animalelor. Oamenii, era tradiția ca dimineața, vitele, vacile să se strângă în cireadă și era dat unui văcar al satului care le ducea și seara veneau și ele se despărțeau singure, veneau la poartă și începeau să mugească acolo. Și câteva întâmplări din copilărie. Ce vă mai amintiți, din, spre exemplu, din perioada de, când era la peștera, spre exemplu? Da. De exemplu, faptul că de cum dădea primăvara așa se încălzea și până toamna târziu mergeam de excursii. Deși familia noastră, fiind vorba de oameni mai înstăriți, aveau posibilitate. Și talpa piciorului se făcea precum opinga. Nu mai intrau nici spini acolo. Nu știu de ce uneori ne trimiteau părinții cu vaca la păscut și ne strângea mai mulți copii, luam vacile și ne duceam. Ce ne mai jucam? Umblam să prindem prigorii, nu știu ce, și sunt niște păsări colorate, așa, care își fac cuibul în malul de lut, așa, și săpam după ele să le prindem acolo. Și eram și băieți și fete. Una dintre jocurile noastre era să ne jucăm de-a mama și de-a tata. Pentru că, am să mai revin, noi copii, cât eram de mici, asistam la scene din acestea erotice, cu buhai, cu armăsari, cu veri, cu curcani, cu rățoi, cu așa mai departe. Și foarte, la fel de întrebări. Foarte explicite, așa. Și atunci și noi ne jucam de-a mama și de-a tata, bineînțeles, era un joc inocent, așa, dar la inițiativa fetelor, care erau mai îndrăznețe, că noi băieții erau niște tântălei. Așa. Jucării ne făceam singuri de toate. De exemplu, ne făceam hoțoaice. Hoțoaica asta, nu știu dacă știți, este un stuf lung, așa, despicat la vârf și puneam între ele așa o asta și puneam, mergeam și furam fructe de la vecini, deși noi aveam în curte, dar ale erau mai bune. Și așa luam fructul respectiv și îl mâncam. Ne făceam, de exemplu, mingii din cârpe, le legam așa cu oasă și așa mai departe. Cu ce se mai ocupau oamenii? Cu bostănăritul. Semănam pepeni. Doamne, dar ce pepeni erau! Pepenii galbeni de atunci erau un deliciu, o bunătate. Nu se compară cu cei de astăzi, să înțeleg. Nu se compară cu cei de astăzi. Și avem găsiți vreo explicație? Nu. N-aș putea să spun care. Pare că sunt soiuri importate, mă rog. Da, așa. Da. Nu numai de pepeni, care vin din Turcia, din Grecia și așa mai departe. Că oamenii selecționau semințele din generație în generație, aș putea să spun. Uitați, fac o digresiune. Eu sunt un grădinar pasionat, am o bucățică așa pe care... Originea bulgară spune cuvântul, spune cultiv, așa. Da, așa. Am semințe de roșii pe care le salvez din an în an. Și sunt niște roșii de 800 de grame, uitați așa de mari și extraordinar de gustoase, nu ca cele de la piață, parcă sunt de gumă. Așa. Și la bostană, ca și la vie,
De obicei păzeam noi copiii, pentru că nu prea se fura ca astăzi, așa, oamenii și respectau munca. Și acolo construiam un prepeleagă, îi spunem noi, adică pe patru picioare înalte, așa, cu o platformă sus acoperită ca să pentru să se ferească de ploaie și de așa, de unde aduceam un preș și o din asta, o șubă și dormeam noaptea acolo și ne sculam de dimineață, coboram și luam un pepene din ăla verde brumat, așa, îl trânteam și nu mai stăteam noi să-l Să-l curățați, să-l așa tăiați, da. și mâncam. Dar ce mai făceau oamenii? Ce mai cultivau? Ia să vedem. Ce mai cultivăm? Chiar așa. Da. De exemplu, acolo unde exista ceva apă, de exemplu, la castelul unde noi stăteam chiar pe baltă, cânepa, care, nu știu cum știți, dacă știți cum se prelucrează cânepa asta. Ea se pune, stă în apă vreo 2 săptămâni, așa, până putrezește partea Și se lemnoasă bate după aia, da. și cealaltă fibra, așa, se cultiva și apoi se prelucra, se făceau din el țesături din cânepă. Oamenii nu ne dădea prin cap la vremea aceea să folosească cannabisul și altfel. Da, erau mai puri, mâncau peperi, mâncau, da. Deci noi nu aveam nevoie, nu aveam habar de cannabis, deși cultivam cânepa. Ce mai cultivați? Ia să vedem. Ce... Stupi de Vă ocupați și cu apicultura, da. cu apicultura. Nu erau stupi din ăștia sistematici, așa, cu rame, cu nu știu ce. Aproape ca stupii sălbatici format de roiurile de albine, că ele uneori se rupeau, migrau, cum se spune, cu o altă regină, o dublură de regină, și plecau, se adăposteau undeva printr-o scorbură și oamenii le captau în niște faguri din ăștia, niște stupi din ăștia destul de primitivi. Deci, iată o mulțime de ocupații foarte variate ale oamenilor. Dar ce aș vrea să mă mai refer? Vă rog. La gospodărie. Casa de la țară era construită din chirpic. Și oamenii, știți, că făceau chirpici în timpul frumos, îi făceau în stive, așa, Uscau, da. așa ca să-i poată folosi. Camerele erau lipite cu lut galben pe jos, nici vorbă de De așa. parchet, de gresie, De, de da. marmură și alte. Iarna, încălzirea se făcea foarte interesant, foarte original. Dintr-o tindă, cum îi spuneam noi, era construit un horn mare, așa, din pământ, care, cuplat cu o sobă între două camere. Nu era în fiecare cameră câte o sobă, la peretele respectiv și într-o parte și în cealaltă, pe care noi copiii, eu și fratele meu mai mic, aveam datoria să le încălzim. Adică căram din timpul zilei paie multe, așa, și în soba respectivă, pe vatra respectivă, puneam paie care ardeau câteva ore până se încălzea bine soba asta Somele erau cu paie la vremea cu respectivă. paie, da. Sobile erau din cărămidă, este adevărat, că ele țin mai mult căldura, lipite de asemenea cu lut. Așa. Nu lipsea lampa, pentru că așa se făcea încălzirea. Și ce mai făceam seara? Ne strângeam vedeam Fred și Barney sau Antena 3. Nu Stați prea un pic. departe. Cum? Stați un pic, că Sigur, nu aveați. n-aveam așa Ce ceva. au copiii de astăzi Ce atât au de copiii de multe? astăzi, într-adevăr, și laptop și fel de fel de lucruri din acestea. În jurul casei era gospodăria. Grajdul, în care era văcuța
sau două vaci, depinde de cât de înstărit era omul, așa, boii, dacă oamenii avea ceva, calul sau caii, doi cai, și dacă exista. Cum? Și păsări bănuiesc, nu? Graj nu. Nu, gospodărie. Așa. Țarcul pentru oi, dacă aveau. Nu știu de ce oamenii nu aveau capre pe vremea aceea. Rari de toți în întâlneau. Zona, da, respectivă, da. Probabil că nu se creșteau capre. Așa. Pe urmă era cotețul cu păsări, cu cele mai variate. Erau găini, rațe, gâște, mai ales la castelul unde aveam, unde eram în vecinătatea apei respective. Da. Domnul profesor, haideți să revenim la o perioadă mai frumoasă din viața dumneavoastră. Așa. La perioada în care ați fost elev la liceul Mircea cel Bătrân. Ce amintiri frumoase aveți? Domnul, da. Mai avem timp să mai... Sigur, mai avem, dar... Mai am să vă mai spun ceva, lucruri care vă, ne-ar putea interesa. În curte mai exista cuptorul. Cuptorul acesta îmi lasă gura apă și acum când mă gândesc la el. Acolo se băga câte un miel care ieșea fript așa, sau mama făcea plăcintă. Punea în niște tavale așa, deasupra le punea smântână cu ou amestecat și ieșea o asta rumenă și frumoasă de numai. Armanul în Dobrogea. Știți ce este arman? Spuneți-ne noastră, să vedeți. Așa. Numai boierul din sat avea batoză ca să, da, să secere. Se aducea spicile odată, grâul, de exemplu, tăiat, se punea pe o arie rotundă așa, la mijlocul care era un par înalt de lemn și solid și de care era legat un cal și ăsta se învârtea așa, ducând după el un tăvăluc din ăsta de piatră. Da. Nu știu dacă ați văzut când am fost la mănăstirea Dervent, în curtea mănăstirii, o astfel de așa, pe un ax respectiv și ăla, cum să spun, treiera așa. Pe urmă cu o baniță se luau astea cu pleavă respectivă și se vântura, cum le spuneam noi, da, și pe urmă se punea, iată un amănunt foarte, foarte, foarte interesant. Pe urmă era căruța și sania pentru iarnă. Nu exista familie care să n-aibă căruța. Foarte interesantă era cămara și pivnița. Păi în pivnița asta oamenii puneau, via era sus, vă spuneam, da, vinul respectiv. Era o bunătate. Mai gustam și noi copiii câte odată. Și în cămara asta ce nu era? Să vă spun un obicei culinar. Da, haideți că emisiunea noastră se apropie de sfârșit și de aceea aș vrea să scurtăm puțin. Da. Spuneți-ne despre acest obicei culinar. Da. Se făcea iaurt în oale de lut. Smântâna era cam atâta. Se lua, se punea într-un putinei și din care ieșeau bulgări de unt. Așa. Ca tradiții, dați-mi voie să, pe scurt, era vorba de slujba duminicală, de unde mergeam aproape obligatoriu, de școala cu două clase, vă spuneam, cu condei, așa, și noi n-aveam atât de multe cărți. Și când am devenit mai mărișor, citeam ce ne vendea la mână. De exemplu, nu știu prin ce împrejurare îmi cădeau în mână cărți din colecția femeilor celebre. Părea erau potrivite pentru Cleopatra și Mizalina, așa, dar mi-am făcut ucenția și am învățat și am dobândit pasiunea de a... de așa. Aspecte extrem de interesante, poate ne întâlnim și cu altă ocazie, da, într-o altă emisiune. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul Litoral TV. O să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pe